Este o personalitate legendară a televiziunii române și în ciuda vârstei are o energie de invidiat. Este actriță, jurnalistă, traducătoare și fostă crainică, deși spune că e o diferență mare între a fi crainic și prezentator TV, prezentator de radio, televiziune, Sanda Țăranu. Este iubită de o țară întreagă. Povestea impresionantă a frumoasei și a distinsei doamne, dar și care este viața de când s-a retras din proprie inițiativă, din fața camerelor, în anul 1998, aflăm chiar acum, pentru că Sanda Țăranu este astăzi aici la Acces de Weekend. La mulți ani, doamnă, și bine ați venit! Mă bucur tare mult că ați răspuns invitației noastre. Mulțumesc și eu vă spun la mulți ani și dumneavoastră și colegilor dumneavoastră și telespectatorilor. Îmi face mare plăcere că ne vedem astăzi. Să știți că eu vă văd. Adică îmi imaginez că sunteți la televizor. Întotdeauna am lucrat cu imaginația, să știi. Noi, vedeți că artiștii au nevoie de public. Și ați văzut eu ce triști aveam. Sunt fără da? Public? Eu aveam nevoie de public. Și atunci când apăream la televizor și vedeam numai camera, mai ales la început, mie mi-a fost foarte greu. Vă lipsește televiziunea? Vă lipsesc oamenii cu care... Să știți că atunci când mi se face câte o invitație, cum să spun, mă entuziasmez așa de mult, că mi-aduc aminte de ce am fost și ce am făcut. Și, da, am grijă să spun, o să mai vorbim, lăsați-mă să mă mai gândesc. Și când mă gândesc, până la urmă, refuz invitația. De ce vă e teamă? Deci, refuz invitația, tocmai de asta, pentru că nu mai sunt la vârsta la care mă știu ei, cei care au mai rămas, cum am fost. Pentru că nu mai am abilitățile pe care le aveam altădată. Și mă tem să nu mă fac de râs. Mie mi se pare că la vârsta dumneavoastră a avea atâta elocință, a avea atât de mult firesc, natural, a fi atât de rațională, atât de șarmantă, având atât de multă eleganță, este o mândrie să arătați oamenilor cum se poate trăi frumos, cum se poate ajunge la vârsta asta cu demnitate, cu pace, cu liniște, și e un model pentru noi, cei care nu mai știm să trăim așa. Pentru noi totul este o goană, o viteză. Sunt lucruri pe care noi trebuie să le învățăm de la cei ca dumneavoastră. Fiindcă noi, să vă spunem sincer, nu cred că o să mai mulți dintre noi la ritmul de viață, noi nu o să mai prindem anii pe care dumneavoastră acum... De ce nu? Păi pentru că noi avem altă calitate a vieții net inferioară. Așa sunt vremurile. Păi, ne consumă tehnologia, ne consumă... Sunt convinsă că vă adaptați. Sunt convinsă că vă puteți adapta. Da, dar poate nu cu aceeași calitate și nu cu aceeași seninătate. Pierdem mult. Dăm bani pe medicamente, muncim să plătim rate, dăm bani pe medicamente. Nu mai vorbiți de bani, că mă uit și la emisiunile astea, la prezicătorii așa, care ne spun ce va fi săptămâna viitoare. Dom'le, toți întreabă de bani. În primul rând de bani. De dragoste, nu. Fără dragoste, să știți, nu se poate face nimic. Nu se poate face nimic. Eu am avut, cum să vă spun, șansa să, cum să fiu, să fiu numai eu cu cel care mă privea și mă asculta. Mă înțelegi? Nu era nimeni în jurul meu care să mă brueze, care, deci să mai împart atenția și cu altcineva. Și atunci se crea un fel de intimitate între mine și acel om. Vezi că nu spun cu oamenii care mă priveau. Aveți o relație directă cu fiecare telespectator, cu fiecare, în parte. Sigur că ei da. Nu erau o mulțime, mine, da. Ei erau personalități individuale. Exact. Dar mie îmi veneau scrisori în care îmi spuneau, am sentimentul că vorbiți numai cu mine. Și așa era. Numai cu el vorbeam, deși și trebuie să-i dai importanță a telespectatorului. El e important, pentru el facem tot ce facem. Să știți că în scrisorile care îmi veneau, și îmi veneau foarte multe scrisori, niciodată nu-mi spuneau că mă iubesc. Ce vă spuneau? Știți cu ce începeau cele mai multe scrisori? Vă scriu pentru că numai în dumneavoastră am încredere. Încredere. Erați un fel plăcut, de confidentă pentru mi-a plăcut cuvântul ăsta, poate că mai mult decât iubire. Dar fără iubire nu se poate și, cum să spun, am mai spus odată într-o emisiune, cine nu iubește oamenii să nu facă această meserie. Așa că era această încredere și m-am întrebat, Doamne, de unde această încredere? Ce am spus eu pe post?
ce am spus, deci, ca să capăt această încredere. N-am spus nimic. Și mult mai târziu mi-am dat seama că e foarte importantă privirea. Da, privirea. Vreau să vă întreb, când a fost trecerea de la teatru la televiziune? Pentru că sunt două lumi total diferite. Ele se pot completa. Dacă ești un actor bun, știi să transmiți și la televiziune. Nu neapărat invers. Însă, pe scenă ai feedback-ul imediat al publicului, da. Imediat ai reacție. Ți-a plăcut, aplauzi, nu ți-a plăcut, știu eu, ai o privire mai ciudată, ori amuțește sala, ori ovaționează. La televiziune, așa cum spuneați, ești tu și camera, dar trebuie să-ți imaginezi că ai de partea cealaltă o grămadă de oameni da. Care te privesc. La început nu mi-a plăcut, dar nu mi-a plăcut deloc. De fapt, eu n-am vrut să vin la televiziune, pe mine m-au chemat. Eu bănuiesc că ei m-au văzut la emisiunile alea de versuri, așa cred eu. Și că și-or fi spus că aș fi potrivită pentru un astfel Dar ați regretat vreodată că n-ați continuat cariera de actriță? Da? Dar să vă spun ce era să mi se întâmple la prima mea apariție în calitate de prezentator pe ecran. Am apărut într-un 23 august, încă nu eram angajată, pentru că trebuia să schimbe repartiția mea din teatru către televiziune și trebuia să anunț că transmitem din Piața Aviatorilor demonstrația oamenilor muncii din capitală și cu prilejul zilei de 23 august, și parada militară, cu prilejul zilei de 23 august. Dom'le, și regizorul, pentru că era pentru prima oară când făceam asta, au făcut o probă cu mine, pe urmă a făcut o probă de microfon, pe urmă hai să mai facem o probă și dacă n-a făcut 5 probe cu mine, n-a făcut niciun. Și la un moment dat aud din regie, hai! În clipa aia, nu știu ce înseamnă hai. Și am zis, da, dacă m-am văzut în ecran că am apărut, dar mă vedeam și înainte când făceam probele. Și am spus ceea ce trebuia să spun. La sfârșit, tot din regie aud, auzi, dacă te plictisești acolo, poți să vii la noi aici în regie. Și atunci mi-am dat seama că am fost pe post. Pentru că știi ce mi-a venit să spun? Auzi, dragă, dacă... Să știi că eu m-am plictisit de atâtea probe. Să-mi spui când ai legătura cu sa. Ce s-ar fi întâmplat dacă aș fi spus așa ceva? În acei ani? Da, astăzi, mai ales. Nu, nici acum. Lucrurile... Nici acum. Nu să fie ziua națională și tu să spui, auzi, dragă, m-am plictisit de atâtea probe. Adevărat. Nu se poate. Ați fi fost așa. Viral acum pe internet. Nu, ar fi fost o catastrofă. Ar fi fost o catastrofă. Așa că... Asta a fost, dar din fiecare experiență din asta și eu pe parcurs am învățat, că nu m-a învățat nimeni și nu m-a învățat nimeni ce să fac și cum să fac și nu știam. Nu mi-a plăcut treaba asta, pentru că, adică prezentarea asta, pentru că mie mi se părea că nu creez nimic aici. Nu creez nimic. Mult mai târziu și mai ales din scrisorile telespectatorilor, eu am învățat să-mi iubesc meseria. Vreau să-mi povestiți despre întâlnirea cu soțul dumneavoastră, care a fost artist al operetei. Da, a fost prim solist la teatru. Solist, a fost tenor, nu? Da, tenor. Da. Și el a muncit mult. Ne-am înțeles extraordinar de bine. Eu am avut un mariaj așa de bun că, deși el a plecat acum din lumea noastră, eu îi mulțumesc și acum lui Dumnezeu că mi l-a dat. Câți ani ați fost căsătoriți? Să nu vă speriați. 56 de ani. Și nu pun la socoteală cei 2 ani în care ne-am cunoscut, fără să fim nici măcar logodiți sau așa, părinții mei l-au cunoscut. Și pe părinții mei i-a cucerit din prima, pentru că știa să se poarte. Și era un om teribil de... Acum, când i-am citit interviurile pe care le-a dat în decursul timpului la radio și la televiziune, când i-am citit cronicile care au apărut, să știți că nu există cronică în care să nu fie scris cuvântul eleganță. Pentru că asta eu cred că după el m-am luat eu, m-am ținut după el ca să fiu cum ați spus dumneavoastră. Elegant. Pentru că da, e foarte important și să știți că
am simțit că m-a iubit și m-a ocrotit toată viața. Cum? Și acum am sentimentul că e acolo, că e acolo, că mă ocrotește. Și când apar mare câte un articol în care se scrie despre mine că sunt văduvă, eu rămân așa, fără respirație, pentru că nu e adevărat. Să știți că eu nu sunt văduvă. Eu sunt soția lui Nicolae Țăranu. Nu, vă rog să nu mai scrieți așa ceva. Doamne, 60 de ani de căsătorie, mă rog, de prietenie, de iubire. 58. Care este secretul? 58, am 58 pus rotunjit. Da, eu am vrut să-l cunosc. Eu am vrut să văd dacă este un om serios, dacă mă pot baza pe el, dacă, și sigur, fără să-i arăt asta, nu, da? Bineînțeles. Ați testat, cum știu, femeile deștepte să facă. Dar pe ce se bazează o astfel de relație? Când iubirea aceea, să zic, patosul, pasiunea, fiorii, atracția fizică, se pierd, sau, mă rog, se mai diminuează, să nu spunem că se pierd. Nu se diminuează. Ce anume ține 60 de ani o relație și o căsnicie? Ce? Respectul, prietenia, sinceritatea, comunicarea, ce ne-ați spus? Toate la un loc. Toate la un loc. Iubirea, bineînțeles. Eu am simțit tot timpul că sunt iubită, că sunt respectată și mai ales ocrotită. Ocrotită. Eu acum nu mai am această ocrotire. Nu o mai am de la el. Dar îl simt. Că încă vă iubește încă, și că sunteți... Că este lângă mine și mă ocrotește. Și mă ocrotește. Și este... Dar eu o să știți că eu atunci nu știam că am fost așa de fericită. Mie mi se părea că este normal. Mie mi se părea că este normal și că numai după ce a plecat mi-am dat seama. Cum ați trecut prin acea perioadă? Foarte greu. Și acum mi-e greu. Și acum mi-e greu. Dar încerc să-mi păstrez echilibrul și demnitatea și, mă rog, tot ce trebuie ca să... Ca să trec. Aș îndrăzi să vă mai pun o întrebare, ea e destul de intimă și de personală, dacă nu o să doriți să-mi răspundeți, vă respect decizia, dar tot pentru că, iată, și am cunoscut-o pe Marea Stella Popescu, pe Cristina Stamate și pe mulți alți artiști, Draga Olteanu Matei, care, iată, din această generație și care au lăsat atât de mari... Tamara legende, simboluri, Tamara Buciuceanu. Da, și mulți alții, da. Am să vă întreb dacă în acea vreme, să spunem, cariera și cu rolul de mamă nu erau poate la fel de nu se îmbinau la fel de bine ca astăzi sau lumea nu dorea să se împartă pentru că aș dori să vă întreb dacă dumneavoastră, nu știu, ați simțit vreodată faptul că ne-au lipsit ați avut copii. Da. Acum simt mai mult lucrul ăsta. Atunci nu. Pentru că munceam, nu știu cum să spun, ca bezmetici. Îmi pare rău că folosesc cuvântul ăsta, dar așa munceam. Dar în felul ăsta ne-am și înțeles unul pe altul. Pentru că și el avea dimineața repetiții, seara spectacole, avea cel puțin 3 spectacole pe săptămână. Și atunci această... Și atunci ne-am înțeles... Acest sacrificiu pe care copiii... Da, este. Un sacrificiu pe care copiii îl cer, nu era... Nu și-avea locul atunci. Nu și-avea locul pentru că noi iubim foarte mult, iubeam. Și acum îi iubesc eu. Dar atunci el era topit după copii. Și... Dar n-am fi vrut să-i lăsăm așa pe stradă la joacă cu cheia de gât și noi să fim la serviciu. Și probabil că eu cred că m-aș fi lăsat de meserie. Acum însă spuneți însă că simțiți acest că acum, regret. Acum simt. Dar asta este. Vreau să-mi spuneți, dar cu toată sinceritatea, pentru că sunt lucruri care au făcut obiectul foarte multor discuții, apropo de ce se întâmplă azi în televiziuni și e adevărat că acum sunt zeci, sute de televiziuni, avem cablu, avem rețele online, avem televiziuni cu duiumul, nu neapărat de calitate, emisiunile, fiindcă e democrație, sunt de toate genurile, fiindcă omul prin telecomandă are dreptul să aleagă sau așa să refuze. Da. Dar odată cu lucrurile astea vin... și foarte multe reproșuri, pretenții și multe teme care nu vorbesc neapărat despre frumos, moral, bine, pentru că, repet, mai pentru ales că nu controlează nimeni. Dumneavoastră ați mai putea lucra în televiziune în condițiile de azi? La cerințele pe care, nu știu, rigorile comerciale, publicul le are? Poate că aș control... Eu, adică eu...
aș controla și aș fi atentă la ceea ce spun colegii mei, aș învăța să nu mai facă asemenea greșeli, mai ales greșeli de exprimare în limba română, acorduri gramaticale, accente pe cuvinte. Dar eu n-aș mai fi apărut și aș fi făcut numai asta, să corectez. Care sunt pasiunile Sandei Țăran? Muzica. Să știți că Mozart? Anul 2020 a fost anul Beethoven. Au fost 250 de ani de la nașterea acestui mare compozitor, titanul de la Bonn, cum mi se mai spune. Ce vă doriți de la anul 2021? Altădată eram mai optimistă și îmi spuneam, lasă că la anul viitor va fi mai bine. Nu știu dacă anul care vine, mi se pare că perspectivele nu sunt chiar așa cum ne-am dorit noi. Și atunci, anul 2020 ne-a dat atâtea lecții încât n-ar trebui să ne mărginim doar să glumim pe seama unor lucruri care nu merg bine. N-ar trebui să mai tolerăm neglijențele sau chiar și mizeriile care ne sufocă. Și vedeți, nu mă gândesc numai la gunoaiele acelea pe care le-am văzut pe străzi. Nu. Să știți că gunoaiele mai circulă și așa în voie. Așa că mă gândesc la oameni, nu mă gândesc la mine, mă gândesc la oameni, la semenii mei, care au trecut prin momente grele din cauza virusului, și-au pierdut oameni dragi. Și mă mai gândesc, să știți că nu exagerez, mă gândesc la țară. Să oferim de gunoaie, să avem grijă de ea și întotdeauna m-am gândit că dacă țara va fi bine, atunci și nouă ne va fi bine. Aș vrea să încheiem întâlnirea noastră într-o notă cât se poate de optimistă. Noi să știți că avem pregătit pentru dumneavoastră un tort cu urare de la mulți ani, cu multă sănătate, cu multă bucurie, cu tot ceea ce vă doriți. Pentru că, iată, v-ați sărbătorit ziua de naștere și eu am coacăze în curte. Uite, iată, aici sunt coacăze. Și sunt și iafine. La mulți ani, Sanda Țăran, o mare bucurie și o mare onoare. Mulțumesc, să fiu alături de dumneavoastră asemenea aici, în aceste 10 de minute, în care m-am bucurat de tot ce înseamnă demnitatea, eleganța, frumusețea unui om, cu toată viața lui care merită scrisă undeva într-un roman, într-o carte, care trebuie să rămână acolo ca mostră pentru nemurire. Vă mulțumesc din suflet că ați acceptat invitația și vă doresc sănătate. Sigur că da. La mulți ani, doamnă. Și toate cele bune. Vă iubim și vă îmbrățișăm. Eu vă iubesc pe toți și vă doresc din toată inima să aveți pe lângă sănătate, să aveți și foarte mult noroc. Să dea Dumnezeu. Cu bine. Mulțumim.